Hi, hello! Podcast cu numărul 19. Am revenit după o scurtă pauză. Astăzi l-am invitat la noi în pod pe, pot să-i spun, un prieten de-al nostru, pentru că toți cei care au afaceri în Dumbrăvița îi considerăm prieteni, pentru că contribuie la bunăstarea și la dezvoltarea comunității din care facem parte. Bine ai venit, Florin Șandor! Bine te-am găsit, Timi! Mersi, mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la podcastul nostru și vreau să începem așa direct în subiect, cum se zice. Ești un om de afaceri, tânăr. De ce? Dai de cap, nu? Suntem tineri toată viața, da, cât exact trăim, nu? Și mai nou, de ceva vreme, că nu e o afacere veche, ai un business nou în Dumbrăvița. Pentru cei care nu știu, te ocupi cu un asociat, nu? De Papa, da, Mobil. Da. Cum s-a născut povestea asta cu Papa Mobil? Este mai mult un hobby. Asta a început datorită unui hobby de-al meu, gătitul, bucătăria. Și pot să zic și datorită familiei și a soției, fiind împins de ea, nu de a face asta, ci de a mă reloca în altă parte, pentru că de când m-am mutat în Dumbrăvița în 2016. A, deci ești dumbrăvițean din 2016, aici, da, în state aici. Exact. Cam toate întâlnirile între prieteni se lăsau cu un grătar la mine în curte sau la mine acasă și până la urmă a cam izbucnit așa bomba și am fost nevoit să mut petrecerile în altă parte. Bun, petreceri care s-au transformat în altceva, da. Dar totul a început de la un hobby și acesta fiind bucătăria. Îți place să gătești, să înțeleg. În ultima vreme, din păcate, nu prea mai gătesc eu atât de mult, dar îmi place. În timpul liber sau cât am timp, gătesc atât pentru colegi, așa cum vreau să-i consider, nu angajați, cât și pentru familia. Foarte frumos, adică mi se pare o chestie bună să gătești, adică cei mai buni bucătari se spune că sunt bărbații, nu? Deși da. Doamnele noastre toată ziua bucătăresc, da? Așa se spune. De cât timp a pornit povestea asta cu Papa Mobilul? Cât aveți deja? În 2020, la un șpriț, împreună cu asociatul meu Andrei. În plină pandemie, deci te-ai întâlnit. Era înainte de pandemie, sau în momentul, la un șpriț, noi am început cu alte idei, să cumpărăm o rulotă, să mergem la festivaluri, tot așa în categoria de food truck, dar ne gândeam la o variantă să combinăm utilul cu plăcutul. Să facem și o afacere, să mergem și să ne și distrăm. Deci ați fost printre cei care au deschis un business în plină pandemie după aceea. Da, chiar am deschis în plină pandemie. Am deschis în 27 martie și la început de aprilie, dacă nu mă înșel, au început restricțiile majore. Da. Păi noi am fost ca Dumbrăvița, program, a fost exact. De nu știu câte program, program până la 8 sau până la 6, a fost destul de greu, norocul nostru că a fost pentru noi la început de business, așa consider și de ce spun asta, pentru că nu aveam clienții pe care îi avem acum și nici numărul de angajați pe care îl avem acum. Bine, ați început voi doi, bănuiesc, ați și făcut voi doi, nu? Noi doi și încă doi colegi, după care ne-am înmulțit. Deci, până la urmă, e o afacere, o rețetă de succes, putem spune, în primii doi ani, nu? Da, pot să spun că da. Ai un cuțit aici. Care e povestea cuțitului? Da, recent două colege au fost la emisiunea Șef la cuțite. Nu pot spune până în ce stadiu a ajuns, pentru că încă se filmează, da. Dar mă pot lăuda că în firmă avem două cuțite primite, deci cu două... ceva. Exact. E un plus pentru voi. Până cu la două produse de ale
de ale noastre, să zicem, s-a trecut mai departe în probele următoare. Bravo. Înseamnă că... Mai mult nu pot spune... Da, am înțeles. Înseamnă că e un lucru bun, adică... Da. Cum... Ceea ce denotă că avem și colegi de calitate, și produsele, atât profesional cât și... Și produsele atunci trebuie să fie pe măsură. Exact. Nu? Asta e. Poate unii o să zică că de ce te-am chemat. Păi până la urmă te-am chemat pentru că ai un business. Ai o afacere, că tot vorbim cu engleză românească, ai o afacere în Dumbrăvița. De fapt, mai ești și în alt, angrenat și în alt domeniu, dacă nu mă înșel. Da, activitatea firmei principală este în domeniul iluminatului. Electric și iluminat, dar în special iluminat. Zona în care activez este în principal județul Caraș-Severin, județ din care și provin. Sunt născut în Moldova Nouă și crescut acolo. Și județul Timiș, în care locuiesc în momentul de față. Și cum te-ai gândit să deschizi în Dumbrăvița o afacere? Sau cea de-a doua afacere? Fiind locuind aici, am căutat punctele tari, punctele slabe ale comunei. Asta am vrut să te întreb, asta și... era următoarea întrebare. Care ar fi punctele forte și mai puțin forte pentru a-ți deschide o afacere în Dumbrăvița? Pentru că știm, stai din 2016 și tu, cum ai spus, că comuna e în plină expansiune de ani de zile. Da, cum ai spus că este în expansiune și atunci unul din punctele forte este acesta. Sunt nivelul de trai, putem să recunoaștem că este unul mai ridicat față de alte zone ale orașului sau ale periurbanului Timișoara. Periurbanului, da. Chiar dacă este o comună aglomerată cu intervale orare de stat în trafic, totuși ne vin clienți să ne consume produsele din afara Dumbrăviței, din afara Timișoarei, chiar și din afara județului. Deci avem clienți care ne vin săptămânal din județul Arad și Hunedoara. Asta e un lucru bun. Da. E autostrada aproape, bine, coborârea e un pic... Bun, mai... acum clar că nu vin doar pentru noi, dar poate să fie un motiv. Da, deci asta ar fi un punct forte. Da. Și un punct mai puțin forte? Din punctul meu de vedere, cel mai slab punct ar fi birocrația. Și... Când te referi la birocrație, mai exact mă refer la instituții publice, dar nu cred că este doar în Dumbrăvița. Nu, este o chestie generală, da. Deci birocrația ne omoară. Vrem să facem afacere, da. Și... Asta nu-i numai în, da? Deci nu-i numai în afacerea mea cu burgeri. Același lucru, încă mai rău, este în cealaltă afacere unde ne omoară toate documentele, timpurile de așteptare în implementarea proiectelor pe care le avem în desfășurare. Deci birocrația crezi că e una dintre... Da, da. De curând, de ceva timp, v-ați relocat, cum se zice, cu... Da, am fost nevoiți, cred că mulți știu din Dumbrăvița motivul. Terenul va fi închiriat mai departe unei companii cu renume mondial. Putem să spunem că suntem la un podcast. Da, McDonald's, deci nu este niciun secret. Drive-thru, dacă nu mă înșel. Din punctul nostru de vedere, este un mare avantaj că vine lângă noi. Asta am vrut să vă întreb. Cât de mult contează să vină o companie mare și puternică să fie ca și... Cât de mult contează concurența? Zic că e un plus. Îți dau un exemplu, Julius Mall, sus la Food Court. Dacă nu erau companii cu renume, nu știu, gen McDonald's sau KFC sau altele, nu era mult mai greu pentru ceilalți.
Așa, automat îi obligă să crească... Nici eu nu mănânc burgeri în fiecare zi. Păi, poate nici în fiecare normal. Săptămână. Dar automat ți se mai lasă. Ba de la vecinul, ba de la... Vii să cumperi de la McDonald's sau de la, nu știu, de la Papa Mobil. Stai că mai este și fresh kebab lângă noi, mai este și Hawaiian, mai, eu știu, alte chestii care... Papilele gustative dau un semnal acolo. E foarte bine. Vorbind de papilele gustative, ți-am adus și un vin. Mulțumesc, din păcate n-am găsit tirbușorul, dar îl deschidem altă dată. Îl degustăm frumos. Altă ocazie sau... Mulțumim, o să-l degustăm acasă în familie. Împreună, o să-l consumăm împreună. În ultima ședință, de ce te-am întrebat că v-ați relocat? Pentru că în ultima ședință de Consiliu Local, într-o ședință ordinară, unul dintre consilieri a ridicat problema că în zona unde v-ați relocat voi se dezvoltă ca un mini bazar și ne putem aștepta în curând și la șlap și la ciorap și așa mai departe. Voi ce ați făcut sau ce doriți să faceți acolo, eu am văzut în Ungaria. Am văzut chiar și nu numai. Și nu numai. Eu spun doar ce am văzut. Am văzut în capitala Ungariei, la Budapesta, o stradă care era o stradă de food court, care era în sistem așa cum bănuiesc că l-ați gândit și voi. De fapt, care e povestea asta acolo? Ce vreți să faceți voi de fapt acolo? Să ne așteptăm la niște ciorap și șlap de gumă? Nu, asta e exclus. Deci noi am mers pe o calitate și pe, nu știu, o gândire pe o perioadă mai medie spre lungă. Ceea ce se întâmplă acolo nu se dorește a se merge mai departe către bazarisme sau ceva de genul. Nu, vrem să fie ceva elegant, să fie locuri de parcare, să nu mai stea lumea cu mașinile parcate în stradă, ceea ce nu o suport. Pe marginea șoselei. În fiecare zi stăm în drum și îndrumăm clienții să intre în parcare. Chiar dacă, da, parchează în dreptul nostru și merg peste drum la ceilalți comercianți, le transmitem, vă rugăm, chiar dacă mergeți dincolo, intrați în parcare, vă parcați înăuntru, treceți drumul și nu este nicio problemă din partea noastră. Dar ca și să mergem spre ideea de a face, nu știu, gen bazar, exclus. Nu știu, părinții și fratele meu locuiesc în Suedia de 13 ani de zile. Am vizitat Suedia și țările scandinave, cred că de minim 7-8 ori pe an. Am cules câteva informații de acolo, chiar și rețetele burgerilor noștri sunt de acolo. Atât rețetele cât și sosurile și baza de sosuri. Baza de sosuri ne vine, dacă nu săptămânal, la 2 săptămâni ne vine din Suedia. Transport special, de acolo și gustul mai diferit al rețetelor noastre. Deci să nu ne așteptăm la un bazar, nu? Exclus. Are nevoie, sau era nevoie în Dumbrăvița de așa o zonă de food? Da, consider că nu numai în Dumbrăvița, peste tot trebuie să fie, consider că ar trebui să fie un hub culinar, cultural, ce-o fi el. Ce am gândit acolo, nu am gândit doar să fiu un hub culinar, da, vreau, am gândit să mergem mai departe. Chiar de aia te-am și chemat să povestim un pic ce vreți să faceți acolo, adică ce vreți să dezvoltați. Că acum, la început am văzut că mai sunt alte companii care au deschis, dar ce vreți, am sau pornit, cum ați gândit-o de fapt să fie până la urmă? În perioada următoare, în următorul an, am început... În primă fază, câteva discuții cu Universitatea de Vest, cu membrii ai Timișoara 2023. Încercăm să ne infiltrăm, să creăm și niște activități și în locația noastră, să aducem, pentru că Timișoara nu are destule locații, atât culturale, cât și culinare, pentru câți turiști vor veni în viitor. Consider că atât Timișoara cât și zona periurbană ar trebui să conlucreze. Exact. Să colaboreze
pentru a realiza un an cultural așa cum trebuie. Păi da, în ideea în care de la întâi, de fapt, nu mai știu, cred că din martie sau din februarie vom intra oficial, va începe capitala culturală, eu cred că am putea să participăm și noi, adică să fim un ombilic acolo, din mai multe puncte de vedere. Spuneam de Suedia. De obicei, în anii trecuți, în special în Göteborg, merg cel mai des, dacă nu mă înșel, iulie sau august, în fiecare an, este Kulturfest. Este festivalul cultural al Göteborgului, vin din mai multe țări și cultural nu înseamnă numai muzică, numai, nu știu, teatru, film sau altele. Sunt și gastronomie, da, da. Sunt și, nu știu, dansuri moderne, naționale, tradiționale și așa mai departe. Bănuiesc că sunt mici meșteșugari, exact, chestii tradiționale. Exact, și totul se întâmplă la stradă. Deci este o cultură în zona asta. Deci în fiecare timp de, dacă mă înșel, 2-3 săptămâni, se întâmplă acest lucru. După care urmează și festivalurile Wet West și alte cele festivaluri. Consacrate, exact. Da. Dar tot în aceeași, sunt înglobate în aceeași... Deci voi cu... Cum este la noi, cum va fi la noi 2023 Timișoara, acolo este în fiecare an. 2023 în Timișoara, din ce informații am eu, se anunță un an destul de bogat în evenimente. Și poate să fie începutul. Și asta era următoarea mea întrebare. De ce să nu fie și 2024? Corect. Putem să ne lipim și noi cu unele chestii acolo, ce zici? Dar nu văd de ce nu, dacă se va face ceva bine și se va promova zona și cultura și tot ce se întâmplă aici, de ce să nu fie și în anii următori? Nu văd de ce. Nu are nimic. Să știi că de multe ori anii de după capitala europeană atrag mulți turiști sau mai mulți turiști. Și atunci... Avem exemplele altor foste capitale europene care, de exemplu, îți dau exemplu de la Peci, din Ungaria, care acum, la mulți ani după, generează foarte bine, automat și autoritățile sau societățile care produc evenimente culturale și nu numai, au o paletă largă și au un program diversificat. Și eu cred că putem să facem și noi parte. Nu numai ca Timișoara, ca și Dumbrăvița. Exact, exact. Totuși, și Dumbrăvița, vrem, nu vrem, face parte din Timișoara. Păi asta, un antevorbitor de-al tău din podcast, asta spunea că el vede unirea Dumbrăviței cu Timișoara ca o chestie foarte normală în viitor apropiat. Tot chiar dacă nu este în documente, dar formal, sau nu știu, în viziunea tuturor să fie. La urmă urmei, dacă stăm să numărăm buletinele timișorenilor din Dumbrăvița... Păi da, mulți își duc copiii la școală că trebuie să aibă. Consider că ar trebui făcut o campanie legată de treaba asta. Nu știu, măcar unul din părinți să-și mute domiciliul ei sau o idee care să vină din partea autorităților. Da, nu e o idee rea. O campanie este o campanie pe plan local pentru a aduce cât mai multe buletine ale celor care conviețuiesc aici, să-și legalizeze actele, să intre în legalitate și automat și comuna va beneficia de mai mulți bani. Mai mulți bani, mai multe... Apropo, tu unde ai firma? Pe Dumbrăvița? Plătești taxe în Dumbrăvița? Asta a fost și una din întrebările puse primăriei. Acum câteva săptămâni. Da, sediul social este în Timișoara, punctul de lucru este în Dumbrăvița. Am întrebat, sincer, nu știu domeniul ăsta sau nu știu punctul ăsta legislativ. Da. În cazul în care... Ai o societate deschisă... Exact, sediul este în Timișoara. Da. Unde se duc banii? Taxele? Da, asta a fost întrebarea. N-au știut să-mi... Na, bun, poate nici persoana care am întrebat nu a fost în măsură să-mi răspundă, dar în momentul în care, da, ok,
nici măcar ca și reducere, să-mi vină cu propunerea, uite, ai de mâine, mută sediul social aici. Nu neapărat că aș vrea un beneficiu pe urma asta, dar să văd că se întâmplă ceva mai departe. Simți așa din partea autorităților, nu neapărat de acum, dar în general, că ești în, ai afaceri de mai mult timp. Bine, asta cu burgerii de 2 ani, dar bănuiesc că în celălalt domeniu lucrezi de mai mulți ani. Ceea ce spun, am întâlnit într-o localitate din Caraș. Nu, chiar nici nu vreau să dau nume, că... Nu cred că are importanță. Nu are importanță. A fost situația în care un investitor avea, chiar dacă avea activitatea în localitatea respectivă, avea sediu social în altă parte. Și primarul i-a propus, na, primarul, autoritățile locale, i-a propus, executivul, ok, da, mută-ți sediu social aici și vei beneficia de anumite chestii. Mai repede, mai, nu știu, zic așa, ca și... Da, e o chestie care se practică foarte mult dincolo în Occident. Adică da, dar trebuie să fim, să fim încurajați să facem asta, să fim, nu știu, și să fim împinși de la spatele urmei, dar să se atragă fonduri. Păi da, automat crește bugetul dacă sunt mai mulți plătitori. Dar la voi acolo, că cu asta am început cu ședința, ultima ședință ordinară, voi acolo ați rezolvat situația juridică și de fapt situația voastră locativă, să zicem așa, între ghilimele, până la urmă? Că știu că tot au fost probleme, au fost probleme de la început, când ați început să puneți piatră, să faceți... parcare, să puneți corpuri de iluminat și așa mai departe. Până la urmă ați rezolvat situația asta, că așa, s-a produs așa o întreagă tevatură pe tema asta. Acum încep cu simplu sau cu prima întrebare. Crezi că era mai bine să crească boschet și tot felul de, pe terenul acela, tot felul de... Din punctul meu de vedere, personal, dacă e să mă întreb pe mine, eu încurajez și îmi doresc din tot sufletul să văd cât mai mulți oameni care au posibilități sau au afaceri să își mute sediu în Dumbrăvița, sediu social, să plătească taxe aici, încurajez să-și deschidă aici, pentru că banii de la buget ajung aici, în bugetul local, și crește bugetul local și automat poate să crească serviciile din partea administrației către noi, care până la urmă noi suntem beneficiarul final al serviciilor, și din partea executivului și din partea investitorilor, recte cum ești tu. Deci numai... Da, mi-ai adresat o întrebare, îți răspund. Da, zona aia era un teren care, na, nu plină era, de buruieni, plină, că se mai curăța din când în când, dar totuși. Și din câte știu eu, aceea, toată zona aia, de fapt toată zona asta de la intrare până la ieșire, sunt niște zone de servicii acolo, dacă nu mă înșel. Da, este zona de servicii. Dacă și... Dacă greșesc, na. Este zona de servicii și este zonă încadrată în ultima fază a Pugului Viitor. Deci, zona care este încadrată în Pug, chiar dacă nu este aprobat. Dacă nu este finalizat. Nu, da. Este finalizat. Adică finalizat. Acum e la Consiliul Județean, să sper. Dar de fapt vedem ce-o fi. Acolo e mai greu să se mai modifice ceva. Din punctul meu de vedere, mă poate greșesc. Păi nu, dar o zonă de servicii unde ai servicii, nu cred că poți să pui acolo și să referitor faci la... de locuit între trei magazine. Și referitor la ce s-a declarat în acea ședință de Consiliu legat de teren, ca fiind teren arabil extravilan, sau teren agricol extravilan, nu pot să o spun cu acte în față că este un teren intravilan declarat ca și curs construcții. Eu nu te-am chemat aici ca, nu, să ca și idee. Asta, ca să... E o chestie că am văzut că se dezvoltă. Din punctul meu de vedere e o chestie pozitivă, pentru că trec de foarte multe ori pe acolo seara și văd că există emulație, există oameni. Înseamnă că există cerere pentru așa ceva. Adică cred că
din punctul meu de vedere, nu cred că e un lucru rău faptul că se dezvoltă. Acum, asta era ideea. Ați reglementat actele până la urmă sau nu? S-au rezolvat? Bine, voi acolo sunteți, dacă nu mă șel, în chirie. În chirie, da. Nu vă aparține. Da, în chirie, da. Deci s-a rezolvat până la urmă cumva sau nu? Din punctul meu de vedere, da. Ok. Vă va afecta lărgirea? Bine. Să sperăm că va exista lărgire. Să vedem. Până acolo, eu zic că mai avem... Mai mâncăm multe pâini și... Dar nu cred că acolo, acolo zic că zona e destul de largă și... Inclusiv amplasarea a fost de la început gândit astfel încât de la trotuarul existent să fie minim 6 metri retragere, da. Da, conform legii, corect. Ce... Pentru că am luat în vedere mai multe aspecte. Ce părere ai despre comună? Că stai din 2016, suntem, uite, în 2022, ai ceva vechime în comună, ești deja, pot să spun, că dumbrăvițean ca și mine, prin adopție, că și eu am venit aici în 2011. Cum ți se pare că se dezvoltă sau s-a dezvoltat comuna? Că și tu ești locuitor, plătești taxe, impozite aici, mai ai și afaceri care le desfășoară. Cum și dezvoltarea depinde de mai mulți factori, nu depinde doar de autoritățile publice. Mai sunt și automat, nici nu se pune problema. Mai sunt și proprietarii de parcele care mai departe au gândit o dezvoltare a zonei mai bine sau nu, chiar nici nu mă interesează acest lucru, fiecare are business-ul lui și le face cum absolut, dorește. Cum o gândește, da. Dar, din punctul meu de vedere, față de alte comune cu care am intrat în... Păi, asta era și întrebarea. Tu, cu care am intrat... Având afaceri și în județul Caraș-Severin și în județul Timiș, mai acoperi mai multe localități prin ceea ce faci, prin proiectele tale, vezi... Și da, un s-a dezvoltat bine datorită și vecinătății cu Timișoara asta. Deci nici nu cred că s-ar pune problemă să nu luăm în calcul acest lucru. Tu când te-ai mutat la Dumbrăvița, de ce ai ales de fapt Dumbrăvița? Sau când ai hotărât? Sincer, ai avut vreun motiv? Nu, sincer, poate un singur motiv. Sincer, am căutat un loc cu curte, având în vedere că fetița mea s-a născut în 2016. Mulțumesc, la fel. Am căutat din 2015 un teren în care să-mi construiesc o casă, să pot să-mi cresc copilul la curte și nu la bloc. Asta a fost unul din motive. Dumbrăvița, poate și mai aproape de, nu știu, de oraș, mai aproape de familie, fratele soției mele locuiește în vecinătate, tot în Dumbrăvița, și atunci am căutat să legăm mai mulți factori, mai da, exact, prieteni și așa mai departe. Dar nu a fost ceva special, gata, da, vreau aici în Dumbrăvița, așa a fost la momentul respectiv. Deci vezi că se dezvoltă bine comuna. Da, consider că da. Acum fiecare are puncte mai slabe sau mai puțin slabe. Dacă ar fi mâine să fii primar pentru o zi, ce ai schimba în Dumbrăvița? Greu. Pentru o zi. Dacă ar fi, na, din punctul meu de vedere al profesiei mele, da, schimba iluminatul. Așa. Corect. Corect. În zonele în care este nevoie. Sunt zone care sunt iluminate corect sau mai puțin corect. Dar mai este de lucru. Apropo de afacerea asta pe zona de iluminat, cât de mult va lovi și pe voi această creștere a prețurilor la energie și la materia primă și la absolut tot? Creșterea prețurilor nu ne-a lovit din punct de vedere al achiziției, mă refer al
cifrei de afaceri sau a, nu știu cum să zic, a lucrărilor. Da. Nu, această criză ne-a lovit mai mult din punct de vedere al termenului de livrare al, al materialelor și al materiei prime. Automat, produsele nu mai vin în 3-4 săptămâni, vin în 8-9 săptămâni. Și aici timpul de realizare al proiectelor se lungește. Se extinde, da. Au crescut automat și prețurile sau? Da, prețurile au crescut. Acum nu atât de semnificativ. Semnificativ au fost la mai mult pentru investitori. Mă refer mai mult în cei care construiesc în imobiliare, referitor la electrice. Prețul cablurilor, prețul, nu știu, automatizărilor electrice, acolo au crescut prețurile și a crescut și acolo termenul de livrare. Deci, dacă înainte aveam panale siguranțe de 10 amperi, 16 amperi în stoc, în momentul de față stăm și așteptăm să vină de la producător. Li s-a prelungit mult termenul de livrare. Da, pentru că multe componente vin din China și... Și problema e general valabilă în toate domeniile, da, unde trebuie să vină materia primă din China. Probabil că trierea chinezilor s-a făcut pe nave. Acolo problema cea mai mare sau una din factorii importanți ai creșterii prețurilor a fost și creșterea prețului transportului din China. Dacă până în trecut un container maritim îl aduceai cu 4-5 mii de dolari, acum ai șansele să-l aduci peste 20 mii de dolari containerul. De 5 ori. Ceea ce poate marfa respectivă din container să fie valoarea respectivă. A crescut enorm de mult. Da. Enorm de mult. Probabil că, având în vedere că acele comenzi au început să crească, automat chinezii transportatorii au început să trieze. Mă gândesc, nu știu, acum n-am eu relația directă cu China, dar... Te mai gândești să mai deschizi o afacere nouă, ceva în viitor? Sau ai ceva gânduri în ideea asta? Da, gânduri am. Acum, în funcție și de cum merge piața, în funcție de și de resursa umană, care este o problemă destul de spinoasă, din păcate. Da. Nu te-ai gândit să-ți aduci și tu din Sri Lanka sau ceva? Nu. Nu știu, sunt și un pic mai naționalist și... Mai să găsești oamenii, că ai noștri prefer, foarte mult nu știu, dincolo. Echipa mea e formată nu dintr-un patron și angajați, e formată din colegi și din niște prieteni. E un lucru frumos. Toți suntem egali, atât în limita bunului simț și în limita corectitudinii și modului de lucru, dacă toată lumea își face treaba, eu zic că toți suntem egali și fiecare va beneficia mai departe de nici nu știu cum să mă exprim, nu neapărat remunerație. De respect. De respectul cuvenit și mai... pe care prestează și de... Automat și renumerația va intra aici, e clar. Beneficii mai degrabă. Beneficii, da. Ăsta consider că era termenul potrivit. Da, foarte corect. Că nu numai banii contează, mai sunt și anumite beneficii care... Eu cred că și omenia contează foarte exact. Mult. În primul rând, dacă suntem oameni, cred că contează mai mult decât orice altceva. După aceea putem să ne întindem mâna, cum fac în țările scandinave și-au strâns mâna și exact ca și un contract. Ei nu trebuie să semneze un contract neapărat dacă și-au strâns mâna. Da. E un lucru foarte frumos. Deci planuri de viitor mai ai să faci ceva afaceri. Da, aș vrea. Acum vedem cum va evalua piața. Așteptăm să treacă anul, să vină anul ce vine. Să se mai încălzească un pic și apoi mai vedem.
Pe când vă gândiți să dezvoltați mai mult zona unde aveți acum? Deci vreți să faceți o zonă de asta, de food truck, cum ar veni, nu? Vom încerca să o modernizăm, dar în același timp să păstrăm și nivelul de locuri de parcare pentru a respecta fiecare client care vine la noi să aibă și locul respectiv unde să-și parcheze mașina, să nu meargă prin vecinătăți. Am înțeles. Deci este și o anumită limită. Noi către primărie am transmis și un plan de situație care se dorește. Dorește, da. Am înțeles. Ziceai mai devreme de Universitatea de Vest, de capitală culturală. Vreți să faceți și activități culturale? Da, aș vrea. Eu cu Universitatea de Vest colaborez, în special cu Facultatea de Științe Economice, facultatea pe care am absolvit-o. Și am păstrat legătura cu cei din cadrul facultății și mai colaborăm pe diverse activități. De ce e nevoie și de activități culturale? Eu consider că da. Da. Și sportive, de ce nu? Că ați avut și o demonstrație. Da, un eveniment caritabil, de fapt. Caritabil, de prezentare de lupte libere. Evenimentul l-am avut organizat împreună cu colegii de la Fresh Kebab și Alex Simon. Eu zic că a ieșit bine. Vom merge și mai departe cu astfel de evenimente. Pe partea sportivă, chiar din cât ne permitem, încercăm să susținem astfel de evenimente sau tot felul de sponsorizări de genul acesta. Inclusiv recent am mai făcut o chestie de genul, susținând liceenii de la Liceul Sportiv Timișoara. Cu ce? Ați sponsorizat? Sponsorizare, sau? Da. Foarte frumos. Deci faceți pentru și un bal al bobocilor. Foarte frumos, adică faceți și gesturi caritabile. Foarte frumos. Mie așa mi se pare normal. Așa este și normal, să ne ajutăm unii pe alții. Normal. Florin, cu ce noutăți va veni Papa Mobilu? De la anul? Să ne așteptăm la ceva? Sortimente noi? Vom lucra la asta. Peste o săptămână plec din nou în Suedia și poate vin cu ceva noutăți de acolo. Nu știu, introducem un burger cu carne de ren, probabil, nu știu. Dar fi de sezon. Da, dacă logistica ne-ar permite, aș face-o. Și dacă costurile ar fi pe măsură. Că da, acum nici nu pot să sar calul. Chiar dacă, na, produsele care le producem sunt, consideră, din punctul meu cât de vedere, greu, de calitate. Da, dar cât de greu găsiți materia primă pentru? Problema ar fi la transport, mă refer la logistică, pentru că carnea vine din județul Arad, zilnic. Acolo este una din probleme, iar a doua problemă sunt variante. Ați găsit un procesator aici, în Timiș? Sincer, vreau să merg de la cap la coadă cu cu cine am început cu același furnizor, aș vrea să merg mai departe. Iar a doua problemă tot de logistică sunt sosurile care vin din Suedia, baza de sosuri, că ele mai departe se procesează aici. Mm-hmm. Este o bază de sosuri care vine procesată cu diverse materii prime. Am înțeles. Deci să ne așteptăm la ceva nou după ce te întorci din Suedia. Sau la ceva sosuri mai picante decât le avem. Ești modest. Pentru că, da, încerc, sincer, mai bine lauda de după decât înainte. Eu oricum mă bucur și vă felicit pentru curajul de a deschide o afacere în plină pandemie, că până la urmă ideea a venit nici nu era încă pandemie, dar da, era la început. Eu vă felicit. Doresc succes în continuare, la cât mai multe afaceri de genul ăsta să vedem. Mulțumesc. În Dumbrăvița.
și din partea ta să mai vii cu alte inovații și idei în ale afacerilor, pentru că trebuie. Vom încerca pe, dar la anul viitor, chiar de asta, din cauza asta merg și în Suedia peste o săptămână și ceva. Vom încerca să facem un brand pe partea de sosuri, creme, dar cu sigla noastră, nu știu, o să gândim o variantă. Sosuri, creme pentru... Din domeniul gastronomic, adică, nu neapărat... Am înțeles, de pentru fripturi, pentru... Exact, da. Am înțeles, pentru da. Consumul larg și casnic, nu neapărat... Exact, da. Nu știu, poate consumatorul, omul de rând vrea să-și cumpere o bucată de carne de la, din carmangerie și nu știu, nu are cu ce să, da, să nu știe, nu știe exact. Și atunci să venim cu o variantă de sos și de o rețetă lângă. Idee deosebită, adică care să, exact, care să-l ajute pe om să își pregătească acasă o fripturică așa cum trebuie. Foarte bine. Florin, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu de invitație. Mersi că ai venit, am povestit un pic de afacere, am povestit un pic de Dumbrăvița. Mai puțin de Dumbrăvița, că tu ești un om mai modest, așa, nu ești un om mai vocal. Dar mă bucur să aud că ai de gând să faci evenimente culturale, artistice și sportive, ceea ce e un lucru bun. Vrei să integrezi bucățică din Dumbrăvița în capitală culturală, cum va fi Timișoara de anul viitor, înseamnă că ai gânduri mari. Să sperăm că se vor și... Eu îmi doresc și voi face tot posibilul să se realizeze. Acum cel de sus decide. Florin, îți mulțumesc că ai venit, te mai aștept și cu alte ocazii să mai povestim. Mulțumesc de invitație și... Vreau să le spun privitorilor noștri că vom chema tot mai mulți oameni care au afaceri în Dumbrăvița, pentru că trebuie să-i cunoaștem și pe ei, să-i întrebăm ce îi determină să facă afacere aici la noi și să vedem ce se mai întâmplă. Până atunci, Florin, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Seară plăcută.